Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal, un episod ceva mai special, la 10.000 ore când încerc să filmez un fucking episod în care vreau să vă prezint un program ca Photoshop-ul. Da, cred că 80% are din ce are și Photoshop-ul, mă rog, Photoshop e greu să găsești ceva care să fie și gratuit, să... nu știu exact Photoshop-ul dacă e gratuit sau nu, însă programul ăsta care este în browser www.bfunky.com, îl veți găsi în descriere, este unul foarte, foarte ok. Și dacă vă întrebați de ce am pus bara asta neagră aici, cred că se vede albia, uite, vă arăt acum, nu, am greșit, uite, se vedea o chestie albă, o bară albă și am zis că se vadă, oricum se vede și pe dreapta, dar pe dreapta e mai ok și să nu se vadă jos, am pus aia, sper să nu vă deranjeze. Ok, vreau să vă arăt așa puțin pe scurt, unele chestii nu prea le știu când mă pricep în partea design-ului. Poate ați mai văzut, poate nu, eu am început să mai fac câteva thumbnail-uri singur, că nu poate sta un designer să-mi facă mereu ce vreau. De exemplu, asta cu votați-mi game-ul preferat, cu YouTube-ul din România, sunt bun la geografie, diferite thumbnail-uri foarte ușor de făcut, nu foarte complicat, însă dacă aveți ceva experiență puteți folosi acest program. Să zicem că eu vreau o imagine de fundal să am un widescreen, ceea ce am făcut, am dat și asta e widescreen. După, eu vreau să am o poză pe widescreen-ul ăsta, dar voi puteți, de exemplu, să băgați o poză pe care o aveți în calculator și să o editați cu diferite efecte. Eu vreau să adaug o poză. Uite, eu, de exemplu, aveam thumbnails meeting. Aveam asta de meeting, da? Zicem că pe widescreen-ul ăsta voiam să pun poza mea pentru poza asta. Ce ăsta e? Ok. Să zicem că din poza asta, eu voiam doar sabia să o păstrez. Dacă voiam sabia... intream la cutout și nu știu, făceam sabia, de trebuie să ai mult îndemânare și pana chiar n-am chef acum să stau, dădeam mie să-mi făcea doar sabia, dar eu vreau să rămână tot ăsta, nu vreau să decupez nimic. Ok, vreau să-mi adaug un layer, desktop, cu cuțitul, da? Fiind un widescreen, nu e nevoie neapărat să decupez chestia asta. Da, mi-am ales o widescreen să fie mai ușor. Mă rog, dacă intrați aici, uite, de exemplu ăsta... uite să vă arăt, dăm save image as, cuțit toy, foarte frumos, și hai să zicem că îl ștergem pe ăsta, e complicat să zicem că nu aveam un widescreen, nu aveam un blur screen, se vedea urât. Puteți să-l decupați, bineînțeles, începeți voi, decupați pe aici, faceți cum vreți, mă rog, nu o să stau acum, așa, îi dăm delete, apeși pe butonul delete, foarte frumos, putem să ștergem de aici de la layer, add layer, cuțit toy. Și ăsta deja este gata, făcut, cum a fost și acesta cu GeoStyle, uite, nu este, n-are white, pur și simplu doar cuțitul și eu vreau să pun cuțitul aici, vreau să combin Minecraft cu cuțitul, să zicem că făceam un banner pentru canal, deși nu așa să fac bannere, să zicem un wallpaper. Și vreau să combin mai multe joculeți. Pe fundal puteai să spui orice imagine, eu mi-am pus white screen ca să-mi fie mai ușor de explicat acum. Puteți, v-am spus, să le dați cuts sau altă prost de genul. După ce am făcut chestia asta, avem aici o grămadă de chestii la edit. Putem să alegem doar o porțiune să fie. Sau, nu, puteți, aici e mai, nu știu, puteți să alegem doar o porțiune să fie să, mă rog, înțelegeți, de aici dimensiunile, putem să schimbăm dimensiunile, dacă vrem să dăm rotate, dacă nu, asta nu prea mă... rotate image, nu mă bag că nu prea înțeleg. Avem background, background-ul cum vrem să fie, nu știu, să fie, stați, puteam să adăugăm aici, nu știu, imagine, un răsărit de soare, cum am avut una sau una pus și ne jucam cu culorile astea și făceam așa mult mai fain, mult. Uite, aici putem să adăugăm roșu, de exemplu, să fie așa mai predominant roșu sau, nu știu, diferite culori. Dacă aveam acum un background cu o plajă sau ceva, ne puteam juca foarte, foarte frumos cu aceste amănunte. Asta e, oare pot să modific? Pot eu oare să modific? Ok, dacă dăm upload, să zicem, nu știu, din computer, iau una random iar, să zicem, uite, pe asta. Și am... uite, pot să le scot așa, foarte tare. Uite, să zicem că ăsta era background-ul. V-am arătat acolo cum era să puneți alte chestii. Să zicem că ăsta era background-ul nostru, da? Aveam aici la edit și la background. Stai, de ce nu-mi pune background-ul meu?
A, pentru că aveam fila 100% gata. Ok, să zicem background-ul meu e cu verde, da? La fill color pot să pun tot verde ca să înfrumusețez puțin ăsta, ia. Uite, dacă ne jucăm puțin cu nuanțele de culori, așa e normalul, da? Da, așa e normalul. Dacă ne jucăm puțin aici, uite, se vede, parcă așa e cel mai ok cu un 5 filamănunt. Îi dăm save, deja ne-am modificat, arată ceva mai ok. Aici tot la fel, contrast, lumină, fel și fel de setări. Doar puteți să vă jucați cu astea toată ziua, să vedeți, mutați de astea așa și să vedeți cum se vede mai bine. Parcă așa e mai ok decât înainte. Okay, salvăm așa, îmi place mai mult așa. Acum ce mai avem? Cu astea ne-am jucat. Aici în frumusețar, dacă dau 100% arată destul de urâțel. Dacă uite așa pe 16 arată ok, îl salvez foarte frumos. Aici la culori. Aici e mai diferit, că aici pot să adaug să fie diferite culori. De aici mă joc cu culorile, pun culoarea predominantă care să fie, aici temperat, adică gen să fie culorile să fie mai calde, culorii reci. Și astea numai, aici cred că e un fel de contrast al lor. Uite, să zicem că mie nu mi-a plăcut așa mult verde, alea și-l fac, uite, între verde și galben. Și las așa, dau save. Mai ne-am jucat cu culorile. Astea nu prea știu sincer ce sunt, dar v-am spus, puteți să le testați voi. Oricum și are și pentru, are ceva editor, uite aici, pentru, dacă nu, da, astea sunt pentru, gen, dacă sunt, eu imagine cu voi, le puteți modifica, eye color, la gură, la păr, la o grămadă de chestii, astea. Funcționează pe un skin de Minecraft. Nu cred că funcționează, că gen, nu prea vede ochiul care ar fi. Mă rog, asta nu prea am testat pe poză, dar cel puțin așa cred eu că e. Skin tool. Analyzing your photo. Bă, ce fain e. Gen, adaug așa un fel de umbre. Bă, cât de șmecher e programul ăsta și gratis pentru toată lumea. Ok, aici vin o grămadă de efecte. Uite, să zicem că vreau efectul ăsta. Dacă nu-mi place, dau irs. V-am spus, uitați, cumpărând, da, aveți mai multe efecte pe care puteți să le folosiți. Bă, ăsta sincer îmi place. Dacă îmi place, dau save. Dacă nu, dau un undo și gata, badabim, badabum. Și la eferite sunt pe diferite teme. Uite, sepia. Uite, așa ar arăta cu sepia. Nu vă convine, dați it sau undo dacă ați dat din greșeală să vă pune efectul summer. Summer, direct asta putem să folosim. Bă, zic eu că arată chiar foarte bine. Îmi place. Gata, frate. Avem o grămadă de eferite. V-am spus să vă jucați cu ele. Le schimbați, le faceți, le răsuciți. Aici, asta chiar nu știu. A, aici sunt diferite, cum să spun eu, un fel de imagini artistice sau ceva gen, iar punându-le, nu știu, vă face ori ceva gen desene animate, ori mai multe șmecherii de genul, cum e ăla, un fel de contrast, nu știu cum să vă explic foarte bine. Poate să, nu, chiar nu știu cum să te explic asta. Watercolor. Fel de efecte care să pară a ceva. De exemplu, aici este watercolor. Dacă era ceva mai cu apă, o părea mai realist, mai, nu știu, altfel făcut. Nu știu să explic foarte, foarte bine. Mă rog, dacă sunteți designer, puteți scrieți în comentarii ce reprezintă. Avem și niște frame-uri, niște, puteți să vă puneți, să modificați, să faceți fel și frame-uri, adică un fel de ramă. Cam așa se poate traduce asta cu frame-uri, un fel de ramă, diferite, cum se numeau astea, template-uri pe care ele au, aici nu prea ai ce să faci tu. Tot aici, la astea cu graphics, aici poți adăuga diferite chestii, de exemplu o umbrelă. Te pun umbrela asta, nu știu. Te-mi pun umbrela asta în mână. Uite, na. Aici sunt diferite de astea, multe sunt free, multe trebuie să-l cumpărați acel plus ca să-l folosiți, dar sunt foarte, foarte multe chestii. Uite, vă faceți un episod, episodul 1 din Survival Games. Sunt toate de la ei pe diferite teme, Zodiac, Queen, e la Winter ce are. Bă, ce fain, uite, îmi pun asta. Love Winter.
Ok, ești iubitor de winter, dar cred de iarnă, spui pe aici un love winter, nu știu, îți modifici tu cum vrei și toate cele. Overlayer, astea sunt diferite forme prin care imaginea să fie transpusă. Uite, de exemplu, vreau să fie o, cum se numește, o pat, pernuțe de alea de la animale. Te arată foarte, foarte tare, vreau să fie în formă de cal, vreau să fie în formă de inimă, Illuminati. Mă rog, astea doar dacă trebuie să centralizați pe fotografia să iasă, că nu cred că... Ba da, poți să muți, uite, poți să muți și, uite, de exemplu, vreau să fie doar partea asta, așa. Sau faci o poză cu prietena, prietenul și vă puneți aici inimă foarte, foarte tare. Astea sunt la overlay-uri diferite, uite, la Halloween, vă puneți voi acolo fața. Și după, uite, puneți asta de cap de mor sau vrăjitoare sau orice altceva vreți voi. Acum vine partea interesantă care pe mine mă ajută foarte mult, textul. Aici poți modifica textele să le faci cum vrei tu, ala, pala, portocala, ok, scrie titlul și după textul respectiv și după aia un fel de dungă. Pe asta poți să o scoți dacă vrei, dar depinde, poate să faci, uite, așa. Așa arată destul de fain. Dar dacă nu-ți convine, apeși pe text și aici text proprietățile textului și dai la color picker pe intensity la 0 și nu se mai vede bara aia. Și după ai o grămadă de text, mai ați văzut textele care sunt, vă puteți juca cu ele, culori, toate culorile, puteți să măriți asta ori de aici. Uite, eu cam așa fac când nu fac șmecherile alea. Măresc mult. A, așa. Și după, uite, pun, nu știu, dau puțin mai mic ca să încapă. Ai încă un pic, uite, pun așa. Și pana mea, arată foarte, foarte tare. Aveți diferit, puteți să puneți și spații între litere, să modificați pe aici, nu știu, cum se numește, conturul. Puteți să puneți ce conturul vreți voi la text. Și v-am arătat, aveți o grămadă de tipuri de, mă rog, nu foarte multe, însă puteți să le folosiți și pe cele basic. Yours. Aveți aici toate șmecheriile astea de texte care le puteți folosi, o grămadă de teme pe care multe programe le au și zic eu că arată tare asta. Lol, asta reprezintă, deci literele reprezintă diferite simboluri, ce tare. Și v-am spus, pe aici vă jucați voi cu ele, tot la fel, până descoperiți efectele voastre preferate. Și aici texturi, un fel de o imagine de fundal mai ștersă, cam așa. O să explic. Uite, de exemplu, dacă pun asta, se vede așa ceva pe un ceva de fundal mai șters, cam așa pot să numesc eu. Uite, să zicem. Uite, asta s-ar vedea mai clar. De fapt, nu se vede că am pus să se văd razele alea. Sau ce sunt ele puse niște ceva luminat din cer se vede pentru că am pus acele șmecherii. Probabil puteți să vă ajutați să dați intensitatea mai mare, mai mică, overlay-ul să fie mai închis sau mai deschis. V-am spus multe, multe efecte pe care voi le puteți testa. Programul este www.bfunky.com. Puteți face destul de multe chestii, zic eu, și este la îndemâna oricui. Trebuie doar să ai internet, nimic altceva. Eu vă las linkul în descriere, voi puteți să intrați dacă vreți, după dați save computer și cum vreți voi să reden, cum vreți să o numiți. Și ai dați aici la calitate. Eu vă recomand Arsim pentru ca să fie aibă calitate bună, formatul JPG sau PNG. Nu cred că contează, făcă JPG la PNG e ceva mai mare, nu știu de ce. Dați save, o să vă salveze și după puteți să ieșiți. Uite. Hai să-i dăm save, ok, computer, CO2, să zicem save, locația și gata, i-am dat save, poate asta o să-l folosesc la survival games, cine știe ce. Și v-am spus multe, multe alte, puteți să-i dați share pe Facebook, pe Tumblr, pe Twitter, pe diferite de-astea. Și după, pur și simplu, ieșiți și o să, aici vă dați leave sau stay, o să dai leave dacă ai terminat, bineînțeles. Și ăsta e un program foarte, foarte bun pe care vi-l recomand. Nu uitați, aveți linkul în descriere, nu vă trebuie să vă chinuiți voi să-l căutați și eu am făcut Geostyle, nu uitați de like, ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!